proceduri legale acceptate de toată lumea cu privire la gestionarea acestui contract de concesiune. Deci trebuie să despărțim lucrurile. Unde a avut primarul obligație și responsabilitate, unde sunt ceilalți care au responsabilitatea lor. Primarul este un factor executiv, Consiliul Local și-a făcut datoria, a aprobat toate aceste proceduri. Eu, din discuțiile ce le-am avut cu cei care au organizat licitația, cu cei de la serviciu de specialitate, nu am găsit niciun impediment să nu dăm drumul și să derulăm acest contract de concesiune. Vă asigur că nu există nimic personal în această problemă. Noi am fost în litigiu și cu firma care a câștigat acum. Mai avem pe rol civil niște situații, dar acestea sunt situații care se creează întotdeauna între doi agenți economici când au un contract. Împreună cu colegii mei, vă asigur că vom gestiona în așa fel încât să nu fie probleme de încălcare a legislației privind derularea acestui contract. Deci, din acest punct de vedere, am ținut să fac câteva mențiuni și, la urmă, dacă aveți întrebări, o să vă mai răspund. Ne-am încadrat în prevederile legale și astăzi cred că ne aflăm acolo. Și, de asemenea, cetățenii să observe dacă este un serviciu profesionist, după cum vedeți, cu șoferi cu cravată, curățenie în autobuze, condiții foarte bune de transport, stații noi, stații încălzite pe timp de iarnă, ceea ce eu cred că niciodată n-a visat Turda la acel moment. Iar dacă vrem să devenim un oraș turistic, toate serviciile publice trebuie să ajungă la un standard de prezentare calitativ foarte înalt. Nu se cunosc domeniile nici previzibile care pot fi accesate la finanțare în perioada următoare, 2014-2020, despre care vorbim. Nu au fost anunțate și nu s-a primit niciun comunicat cu privire la eventuale sesiuni de depunere a proiectelor pe anumite domenii de activitate. Principiul de finanțare trebuie să-l cunoască toată lumea și este foarte important să se știe și acest lucru. Finanțarea cheltuielilor eligibile se face în prima etapă pe suportul financiar al bugetului local, după care depun documentele pentru verificare și constatare a cheltuielilor legale eligibile și se face rambursarea acestor cheltuieli, ceea ce durează minimum 3 luni de zile de la intrarea în verificarea documentelor respective. Cel puțin aceasta este noua procedură. Deci gândiți-vă că tot ce urmează de acum înainte, faceți o evaluare și vedeți ce ar însemna pentru bugetul local să intrăm pe o linie de finanțare care credem că are prioritate și ce ar însemna să găsim și sursa de finanțare. Pe lângă aceasta, sunt experiențe care ne spun că există și riscul ca finanțarea pe eligibile sau rambursarea finanțării pe eligibile să nu vină integral, ceea ce înseamnă iar o problemă foarte greu de gestionat. Și am avut o experiență în acest sens, chiar dacă suntem acum în derularea ei. Vă aduceți aminte de proiectul de finanțare cu St. George Bay pe modernizarea drumurilor din zona băilor sărate. Sigur, noi am avut o investiție de mai mică dimensiune, ei au avut de mai mare dimensiune, St. George Bay. La ora actuală sunt discuții și nu noi suntem semnatarul contractului, ci primăria St. George Bay, privind reducerea cu 25% a cheltuielilor eligibile inițiale pe niște norme care au apărut după ce s-a derulat proiectul. Am dat doar un exemplu să înțelegeți cum sunt procedurile. Dar mă rog, toate acestea ne aparțin nouă și le vom face. Că nu sunt pregătite SF-uri, auzeam o voce. Păi SF-uri sunt pregătite, domnilor. De asemenea, nu putem să ne permitem să pregătim SF-uri mai multe decât ne-am putea permite ca să accesăm finanțări. Pentru că așa putem să facem sute de SF-uri și să le punem în dulapul. La ora actuală, și o să vă spun mai
imediat despre ce este vorba. La ora actuală avem SF-uri pregătite și pentru eventualele surse de finanțare care vor veni pe 2014-2020 și am putea să mai facem SF-uri în condițiile în care previzionăm niște linii de finanțare în anumite domenii care ne-ar costa undeva maxim 320.000 de lei. Deci nu este o sumă care nu am putea să o avem de la bugetul local. S-a vorbit și de sursă de finanțare pe sursa norvegiană. Ți-a auzit foarte mult de treaba aceasta. Nici acolo încă nu este anunțată nicio sursă, nicio linie de finanțare sau un domeniu de finanțare pe care putem să-l accesăm. Trebuie să ținem cont că în momentul când vom avea acces la finanțările care urmează sau la liniile de finanțare, de câteva elemente. Odată gradul de îndatorare a primăriei municipiului Turda, a bugetului local, care acum se află pe anul acesta undeva la 13%. Nu este mult, nu este puțin. Ideea este că bugetul nu este într-o creștere ca să poți să zici că acest 13% poate fi suportabil sau poate fi suportabil 20% mâine sau poimâine dacă ne îndatorăm mult mai mult. Sigur că el poate să crească de la an la an. De asemenea, v-am spus înainte, trebuie să avem de unde suporta cheltuielile de finanțare din bugetul local până vor veni rambursările de cheltuieli pentru care noi facem de conturi. Nu e suficient numai să ai prevăzute, trebuie să faci și plățile curente. Pentru constructor, atunci când el îți dovedește că a realizat lucrările și în același timp trebuie să accepți condițiile de rambursare, care, v-am spus, durează minim 3 luni de zile în condițiile în care totul este în regulă.